Visul meu era să plec de acasă și să uit de părinții mei, crezând că dacă voi pleca de acasă, voi putea să fac tot ceea ce vreau eu, fără ca părinții mei să-mi spună că nu este bine sau nu te duc acolo și nu face acel lucru. Evident că am început să mă cer cu părinții mei. Nu mă mai înțelegeam absolut deloc cu ei, fugeam de acasă, îmi închideam telefonul și spuneam că fie ce-o fi, eu vreau să mă distrez, eu vreau să-mi trăiesc viața, pentru că am crezut că în lume este fericire, în lume este cel mai frumos lucru pe care puteam eu să-l văd ca și copil. Doar că nu a fost așa. Planul lui Dumnezeu în viața mea nu a fost să-mi trăiesc viața destrăbălată și cu prietenii aceia pe care îi consideram prieteni mult mai importanți ca familia.